Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Am văzut că mai tot timpul mă întrebați ce PC am, deși puteți să dați aici la secțiunea despre și aveți aici componentele PC-ului meu. Gata, am încheiat videoclipul, glumesc. Mă rog, video ăsta nu e legat de ce PC am eu, oarecum. O să facem un calcul cam cât ar costa cel mai ieftin PC de gaming, exceptând cutia, că na, carcasa asta o am de mai de mult. Am uit mereu când zic că mai au componente, uit să-mi iau și o carcasă mai nouă. Am asta e tablă, zici că e cuptor pentru componente. În fine, deci unul la mână. Dacă vreți să știți ce PC am, aveți aici la secțiunea despre și le găsiți. Că mereu mă întrebați în comentarii, că vreau să vă uitați, mă rog. Astăzi vom face un calcul cu cam cât ar costa cel mai ieftin PC de gaming posibil. Mă rog, nu chiar cel mai ieftin, nu dintre cele mai ieftine. Că practic al meu e, da, l-am luat cu cele mai ieftine piese. Aveam 16 ani și aveam și 100 în alocație, 16-17 ani. Cum îl luam și o piese pe bucăți, cât aveam și o în alocație pe atunci. În fine, după site-ul ăsta mi le-am luat și am zis hai să fac tot de pe site-ul ăsta, că pe atunci mi se pereau piesele mai ieftine. N-am stat să le compar, puteți încerca și alte site-uri, vă uitați pe cel.ro sau compari, cum se mai cheamă alea. Dar în fine, eu de pe ăsta mi le-am luat, să văd, poate cine știe, mă întrebesc că stau în jumătății de când mi le-am luat de acum 2 ani. Bun, aici mi-e merdă căutările după Google, ce dracu m-am căutat Fortnite, în fine. Hai să dau așa pe componente, deci, ce am eu? Cooler n-am, am coolerul stock de la procesor, ci trebuie așa HDD-ul, RAM, placă de bază, plac de sunet n-am, placă video ca asta trebuie, procesor, SSD n-am. Hai să văd că cât ar fi practic PC-ul meu, că-s curios cât îmi costă PC-ul. Dau pe de-astea de un tera, mă, câte știu că aveam înainte, până anul trecut, aveam un ăsta, un Seagate Barracuda. Da, mi s-a bulit că îmi picase la un moment dat curentul. Mă rog, mie îmi pică curentul destul de des în satul ăsta. La un moment dat a rămas fără curent 4 zile că le-au căzut ăstora stâlpii. Asta e altă parte. Mă rog, și cât mi-a căzut mie curentul, așa mi l-au săpăcit, s-a stricat HDD-ul ăsta. Și după aia știu că mi-a... Aha, ăsta. Mi-a luat HDD Western Digital Blue. Cât îi? 213 lei. Nu mai pun și 70 de bani. Lasă fie, dăm o sumă mai rotundă. Deci cât zice? 213 lei plus. Hai că vă șoctă mai costă PC-ul. Nu mai țin minte fix cât am dat pe fiecare componentă în parte. Așa, rotunjit mai amintesc, dar nu e cu exactitate. Hai să vă la RAM. 8 GB că atât am, cam puțin știu. Și mai am și pe DDR3. Văd că aici nu zice și DDR-ul. Ia să dăm preț. De la cel mai mic la cel mai mare, ca așa mi l-am luat și atunci. HyperX, Hyper, uite-l. Ăsta. Cât e? 296 de lei. Stai. Nu, nu e ăsta, nu e ăsta, nu e ăsta. Al meu pe 1866. Hai să văd ce RAM pe 1866 mai e pe aici. De 8 GB. 1600, 1600. 2400. 1300, 2666, ăsta e numărul meu. Bă, că nu-s. Hai să luăm atunci cel mai ieftin RAM. Care e cel mai ieftin RAM? 1600, da, nu, nici chiar așa, că e slăbuț la 1600. Hai să-l iau pe ăsta, că seamănă cu al meu. Că cel mai albastru e de 1866, nu 1600. Deci cât e aici? 296. Hai să punem aici. Plus 296. Cum am zis și la început, nu fac cel mai ieftin PC posibil. Doar așa un calcul rotund și că puteți face compromisul, luați un RAM mai slăbuț, puneți un procesor mai mare, în loc de Nvidia luați AMD și tot așa. Dar cu aproximație zic cam cât costă un PC și bun și ieftin, care să ducă, gen cum ați văzut, fac live cu GTA 5, cu CSGO, cu mai multe și n-am probleme. Așa, mai departe, plăci de bază, să mă uit la socheturi, FM2, hai că știu eu ce vine FM. AM4, 2000 astea pe Intel, AM3, astea. Ăsta e procesorul meu. În caz că nu știți ce placă de bază trebuie să vă luați, vă orientați după ce socket are procesorul și vedeți ce RAM suportă placa de bază. Dar în general vă luați după socketul de procesor. Bun. A mea știu că e un ASRock. ASRock, uite aici ASRock. Ia. Asta să fie numai
Stai acum, uite aici la ce... Nu, nu e asta, a mea are doar 4 USB 2 și asta... Da, nu e placa mea. Hai să văd care e cel mai ieftin. Am E3 pe aici. 300, 300, 1300... Extrem, am extrem asta. 330, 213, uite asta. Gigabyte-ul ăsta, ia mă ce are în el. Are conectivitate bună. N-are USB 3, dar are smere. Bun. La mine e nasol, că eu, dacă n-aveam USB 3 pe placa de bază, nu mai puteam să bag căștile, că astea sunt USB 3. În fine, deci să zicem placa asta, 213 lei. Nu mai punea 70 de bani, că mai poate să varieze prețurile peste noapte. Mai se ieftinește, mai se scumpește. Cred că cu toți ați pândit cândva să vă luați un produs și peste noapte v-ați trezit că s-a schimbat prețul când a strâns banii necesari. Nu ori mai ieftin, ori mai scump, bun. Plus, cât e asta, 213 lei. Egal. Până acum atât ce am băgat. Hard, RAM și plac de bază. Bun. Hai să vedem la plăcile video. Am mai de 4 giga. Puteți să vă luați placă de 3 dacă n-aveți bani destui, dar mă iau după ce calculator am eu, că dacă este cel mai ieftin PC, iau placa aia cea. De fapt, dacă vreți să vă luați într-adevăr cel mai ieftin PC pentru sănaș, vă luați de la mâna a doua, dar mă orientez după ce am eu aici. Sunt și curios cam cât mai costă PC-ul meu acum. Așa, să mă după 1050 Ti. Bă, că AMD-urile sunt mai ieftine, însă pe net am văzut că sunt mai puternice astea de la Nvidia, asta au calitate mai bună, ia. 1050 Ti, care e cel mai ieftin? 1050 Ti, o ce? Asta, câte? 771. Pune și aici. 771, 1050 Ti. Nu e fix asta, era Zotac, dar nu cred că e Zotac pe aici. Hai să văd, e și vreun Zotac, cam e Zotac. No, și deja vin astea mai scumpe. De 4 giga. Încă 1050, dar nu era 10 milioane placa aia. Ții de-o minte că n-am dat atâta pe o placă. Bun, deci am luat și placa video. Hai să o dăm pe procesoare. Ce am eu? AMD FX. Bryson Bridge, ăsta Intel, Intel, Ryzen, Vishera, cred că astea-s. Astea-s? Astea-s, astea-s. Ce aveam eu? 6 nuclee. A, astea-s, să văd. 8 nuclee, nu, 4, 4, 8, 8, 6, 3, ăsta e procesorul meu. Cât costă? Bă, mâncați-și, nici 3 milioane și eu am dat pe el vreo 4 și ceva, parcă. Bine, asta e treaba din 2016, dar mă rog. Ok, hai să punem 290 de lei. Nu mai pun aia 20 de bani, că cine știe. Poate mai variază prețurile cu un leu, doi lei peste noapte. 290. 17 milioane. Mai e ceva de luat? Stai că voi la unitate. Sursă, da, sursă, când am pus sursa la socoteală, sursă, deci... Am luat placă de... Deci în afară sursă ce mai trebuie? Deci am luat procesor, placă video, placă de bază, RAM, hard, da, sursă, hai să mă uit la surse. Ce sursă aveam eu? Parc de 600W, ia. Component, surse pe aici, surse, cooler, SSD. N-au surse? Nu spune că au pus-o pe la surse. Sursa e periferic? Nu știam că nu e periferic, bun. 500-750, să văd, așa să dau pe astea mai ieftine. Să văd sursa da mea de 600W. 550, ia uite, 650W. 500, 600, 600, stai că sunt mai ieftine pe aici. 1600, ia uite. Eficiență 80% și redusă, deci 600W. Ha, să zicem placa asta, că văd și la reducere. Nu mai știu sigur ce marcă e sursa mea. Ceva cu S era. Hai să deschid pe asta și să văd dacă mai găsesc sursa. 450, dar nu cred că am dat eu mai mult de atât pe o sursă. Era ceva safir, sfir, nu mai știu, ceva cu să era. Puzese poză că mi-am luat-o. Na,
nu înțelegi. Da, deci asta e sursa. Cât e? 160 de lei, na, că e și la reducere. Plus 160 de lei, egal, deci sub 20 de milioane. Ținând cont că n-am pus la socoteală CD-ROM-ul, că aveam deja chiar două, și carcasa pe care ar trebui să o schimb. Hai să dăm și carcase. Astea ce vin, periferice, camere web, carcase. Hai să văd și carcasele. Și cea mai ieftină carcasă, atât mă interesează, să fie de plastic dacă e să simt carcasa. Uite asta, 70 de lei. Dacă vrei pe LED-uri și pe aici, dar numai pe LED-uri, mă, de LED-uri mă interesează pe mine. Așa. Are aerisire cum trebuie. Să intre aer cum are nevoie. Fără sursă nu cred că îți dau ăștia. Middle tower. Hai că nu știu acum. Dacă asta mea e tower, mini tower. Asta zice că e middle tower. Hai să zicem middle tower-ul ăsta. Cât e? 71. Plus 71. 2014. Cu ce mai era acolo diferențialea? Pro 2020. 2019. Deci suntem în 2019. Deci în jur de 20 de milioane v-ar costa un PC. Mai schimbați, nu știu, vă luați una mai slab de 1600, în loc de placă de la Nvidia vă luați placă pe AMD, că am văzut că erau mai ieftine. Deci cam așa ar costa PC-ul meu, fără asta, sub 20, aproape 20 de milioane. Scoateți-mi la socoteală că n-am, nu mi-am luat carcasă la el. Mai să fac vreun calcul? Hai să văd tot setup-ul meu de gaming, că și așa n-am ce face ea. 11 minute de filmare, pot să bag reclame. Hai să nu bată loc, mai bag ceva, niște componente pe aici. Să mă gândesc, periferice, ce e pe aici? Sau dacă îmi găsesc perifericele. Camera web să văd, ce mai am eu pe aici. Monitorul, hai să-l caut. Mouse, nu știu dacă l-o găsit. Tastatura asta sigur nu o găsesc. Sau dacă îmi găsesc componentele pe aici. Cam astea cred că ar fi surse, așa. UPC, iar trebuie să fie USB ca PCC. Aș, ce mai, mi-ar mai trebui ceva? Microfoane, căști astea, astea pe unde or fi? Cărit TV, ia, pe aici or fi console. Baterie, audio, Wi-Fi, nu, aparate, accesorii. A, să văd că sunt și console. Uite, boxe și căști, așa. Stai să scriu microfon. Microfon, dacă or fi microfoane aici. Microfoane, uite. Îs o grămadă. Căști cu microfon. Hai să scriu marca microfonului meu, să văd dacă e Trust. Ia mă, e. Deși o marcă nouă, văd că nouă. Microfonul nu e. Acum văd doar de testare dacă sunt astea pe aici. Ia, Hama. Căștile mele sunt Hama. Ca idee, Hama sunt bune la capitol audio, dar la capitolul... Deci vă căști nu sunt. Ce voiam să zic? Web-ul meu nu e. Bine, web pe care am luat e și unul căcăcios. Aveam, am webcam-ul ăsta, am luat pe cel mai ieftin posibil. Că altul nu găseam. Aveam un milion și trebuia să iau webcam neapărat. Că nu scump erau astea de la Microsoft și web-uri bune. În fine. Asta nu. Hai să vă monitorul. Ce monitor, nu știu de cât inci, 24, stai ce, monitor de 98 de inci, există așa ceva? N-are imagine, 73, hai că-s curios ea, cel mai scump monitor, -s curios cât e așa. Să vă și eu ca chestii, nici băcar n-au imagine. Ma, ăsta are imagine. Deci ăsta cred că e perete, de doar de 47 de inci. Deci alea de 90 de inci, vă, că n-au imagine. Era mișto să aibă, nu știu de ce n-au imagine. N-ar fi apucat să pună și-ar fi făcut tab de la site, habar n-am. Hai să dau pe gaming. Că monitorul meu e de gay... De gaming, nu de gay. Mod și curbat e ăsta. Da, chiar, mai țineți minte. Când eram noi mici, mă rog, ăștia mai de vârsta mea. Dar gen, pe vremea mea erau monitoare cu tub, groase în spate. Și erau și ele arcuite. Dar nu erau așa gen... Să văd eu așa, erau invers, erau gen, nu știu cum să explic.
Arcul era fix invers, adică vârful nu era în spate, era în față. O să vin așa, venea și arcul la monitoarele alea vechi. Mă rog, să dau pe cel mai ieftin de gaming, că n-am eu bani de asemenea monitor. Da, dacă e monitor așa, al meu e 21:9, măcar atât să am și-o. Ha, uite-l. Cât e? 600. Bun. Oricum pe ăsta mi l-am luat de Black Friday, la nivel la oferte de Black Friday. L-am dat vreo 5 milioane pe el. Deci cât e? 629. Hai să pun și monitorul. Deci vreo 20 de milioane ar fi PC-ul meu aproape. 19 jumate fără carcasă, că nu mi-am luat carcasă la el. Plus 629, cât vine? 26 de milioane. Ar cam fi cea mai și pe birou. Fără microfon și fără căș. Hai să văd mouse. Da, hai să scriu aici Deluxe. Oricum mouse-ul și tastatura sunt foarte vechi, deci nu știu dacă le mai găsesc. Deluxe. Sau dacă mai e mouse Deluxe, e doar o placă de bază. Și hai să văd la tastaturi. Bine, acum au apărut tastaturi de alea subțiri, cu luminițe. Am mai tastatură, cred că de seamă cu voi. Știu că asta e Microsoft, deci nu cred că mai găsesc. Ne, deja vin tastaturi cu butoane schimbate. Nu le mai găsesc eu. În fine. Deci, așa, ăsta e monitorul. Ar mai fi ceva de calculat. Boxele, habar n-am modelul. Și ăsta e Deluxe, dar văd că Deluxe nu e aici. Oricum sunt vechi astea, perifericile astea mele. Hai să mai bag așa la socoteală și microfonul, că era bine, stai, 99 de lei, ca să nu ziceți că mă laud, că mă flexez. 99 de lei. Cât am dat pe web? Aproape un milion. Hai să zic 90 de lei web-ul. Deși am văzut că s-a ieftinit, că l-am luat din altă parte, că nu găseam și un web la un milion. Ce mai am eu pe aici de calculat? Căști. Astea mi le-am luat din Carrefour. Cred că am dat vreo 40 sau... Hai să zic 50 de lei pe el. Nu știu, 60 de lei sau 40 de lei dacă erau. Așa, mai am ceva de băgat la calcul. Cam atât. Mă rog, dacă aș să pun la scoteală câte căști am schimbat eu și câte microfoane, mai bag 2 milioane. Da, mă rog. Deci, cam ce am eu pe birou acuși, mă rog, nu neapărat, și pe în jurul biroului costă aproape 30 de milioane, ca idee luate pe bucăți de-a lungul timpului, că nu, eram cu un puțoi și luam din alocație. Da, și cât am zis mai devreme că e cel mai ieftin PC de gaming, în jur de 20 de milioane. Deci dacă aveți 20 de milioane, va ajunge să vă luați un PC de gaming. Cred că asta e tot ce am avut de zis. Hai să bag și un... Hai să mă și la culoare, că eu n-am culoare. Dacă aș vrea să-mi iau un culoare, cam cât m-ar costa. Periferice, componente, culoare, ia. Un culoare așa pe la un milion. Există? Dar treaba e și de socket, că asta e pe socket, cred. Mamă, ăsta e tot setul de culoare, mâncați și... Deci ceva de ieftinac așa pentru mine nu e. Ia, cooler procesor. Bine, cred că sunt toate pentru procesor, da. Și un cooler o 2 milioane. Nu știu dacă îți dă alea cu răcire pe lichid pe aici. Ok, nu înțeleg. Cooler CPU răcire cu lichid. A, e pe lichid. A, am înțeles, e pe lichid ăsta. Păi și cum funcționează, că nu înțeleg. Deci are apa aia în el, zeama aia ce-o avea. Mă rog, da, aici e... Se pune pasta, pasta mi se pare. Nu înțeleg cum funcționează astea pe lichid. Deci un ăsta pe lichid e 2600, că văd că e retăiat aici prețul vechi. Hai să pun și un... Dacă ar trebui să-mi iau și un cooler, 261 plus 261. Deci cam atât ar costa să-i un setup ca lumea de gaming. Plus, să zice, mouse, tastatură, astea discutabile, depinde ce vrei, tastatură cu luminițe, mouse cu mai multe butoane, că trei nu-ți ajung, stânga, dreapta și... Ne intrați cu de până în gură, că nu, în caz cum-ți ajung stânga, dreapta și rotița, da, și on-off-ul dacă-i pun baterii.
Ah, da, dacă mai să pun la socoteală și câte baterii mi-am pus eu la mouse, mai bag 50 de lei. În fine. Deci, cât am zis mai devreme, 20 de milioane și cu un cooler de ăsta pe lichid, te duci în 22. Dacă în loc de Nvidia ți-ai AMD și în loc de 1600 RAM îți iei 1000, cât dracu erau alea, 1400 sau cât mai erau alea mai slăbuțe, sau îți iei un procesor mai mic, îți iei o placă de 2, de 3, deci în jurul sumei de 20 de milioane e cel mai ieftin PC de gaming, să fii sigur că rulezi. Dacă vă întrebați bine și ce joci cu jocul ăsta, uitați-vă pe canal să vedeți câte jocuri am jucat. Far Cry Primal, Far Cry 5, GTA 5, Call of Duty, World War 2, Treasure Hunt Simulator, bine, la nu cred că are cerințe mari, WWK19, deci cu 20 de milioane rulați ce vreți. Plus periferice, monitor și astea, vă duceți în 30. Cam ăsta e clipul, să vă las linkul de la site-ul ăsta în descriere. Acum, na, am intrat pe ăsta că de aici mi le-am luat eu. Mi-am luat componentele pentru unitate, monitorul l-am luat din altă parte, că era oferta mai bună de Black Friday. Da, degeaba a fost oferta aia, că o lună de zile am așteptat să-mi vină. Mă rog, nu vreau să fac reclamă negativă, dar site-ul de unde am luat începe cu A și se termină cu text, în fine. Da, deci, cam atât. Ia, stai că zice aici socheturile. AMD, AM3. Gat. Duci, AM3, merge și la mine, înseamnă. Deci, cam ăsta e și clipul. Cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.